Marți, la orele 16, Liceul Tehnologic din Giurgiu a primit o adresă din partea Inspectoratului Școlar, potrivit căreia Liceul Tehnologic și Colegiul de Marină urmează a fi comasate. Disperate că vor rămâne fără locuri de muncă, dar și că vor pierde proiectele europene aflate în derulare, cadrele didactice de la Liceul Tehnologic au venit de dimineață la Inspectoratul Școlar pentru a cere explicații Consiliului de Administrație. Aseară am primit oficial de la Inspectorat o adresă în care ne înștiința că se va discuta soarta Liceului Tehnologic Giurgiu, cum că cu Liceul de Marină se va dori o fuziune. Da, vom fi absorbiți. Noi nu dorim lucrul acesta pentru că noi suntem foarte mulți profesori titulari acolo și vom intra în restrângere de activitate. Pentru că prin această fuziune, această absorpție, mulți dintre noi vor rămâne fără catedră. Pentru că acolo cum suntem noi am avea toți de, nu știu, să ne asigurăm catedra, dar prin această fuziune vom rămâne pur și simplu pe din afară. Eu, din ce am înțeles, ar fi absorpția elevilor noștri, nu noi. Și al doilea lucru ar fi clădirea. Bun, dacă nu funcționă, nu se poate să funcționăm în clădirea asta, unde ne aflăm, în fostul internat al Liceului Cartojan, nicio problemă, noi suntem de acord să ne mutăm, dar nu să ne pierdem personalitatea juridică fuzionând prin absorpție cu o altă unitate școlară. Noi avem un număr mai mare de elevi decât ceilalți și asta este o problemă. Noi avem un număr mare de elevi și pe clasă, reali, adică cu dosare complete. Care frecventează. Avem foarte mulți elevi care vin și au venit prin pretransfer de la Liceul de Marină. Ce eu cred că, exact, anul trecut, chiar jumătate din clasă de la Liceul de Marină doreau pretransferul la noi. Bineînțeles că nu li s-a acordat. Înarmați cu documente care, spun ei, dovedesc că nu este posibilă comasarea celor două licee, profesorii au așteptat preț de o oră la ușa Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar pentru a fi primiți și pentru a-și spune punctul de vedere. Fără televiziune, vă rugăm. Avem de discutat o problemă ca între colegi. Lăsați-ne să discutăm. Nu luăm astăzi o hotărâre referitor la nimic. Rămân membrii Consiliului de Administrație. Sunt colegii noștri care au vrut să ne... Stăm puțin de vorbă. Nu vrem să acordăm interviuri. Nu e o dezbatere. Nu se ia o hotărâre astăzi. Nu este un Consiliu de Administrație destinat acestei probleme. Inspectorul școlar general Petre Petre nu a acceptat prezența echipei TV Giurgiu la discuții, dar a subliniat că va studia legea pentru a vedea dacă această comasare este posibilă, după care se va lua o decizie în cadrul Consiliului de Administrație. A precizat totuși că legea nu prevede nicio formă de protecție socială, deci deducem că scenariul în care unii dascăl vor rămâne fără slujbă este posibil. Acest lucru este întărit și de primarul Nicolae Barbu, care a cerut această comasare dintre Liceul Tehnologic și Liceul de Marină. Știi ce se întâmplă? Ei două lucruri mici, care nu-și asigură nivelul de școlarizare și de elevi, și unești într-un. Automat, dă-n ei ori să pleci, că nu-și mai găsesc obiectul muncii. Ori să recalifică și ei, ori rezolvă problema. Ori, problema aceasta a fost, cei de la viceamiral Bălănescu este colegiu. Și s-au luptat mult timp să facă colegiu. Și acum ce pierdem statutul de colegiu. Colegiu înseamnă și salarii mai mari, înseamnă și alt statut pentru ei. Dar ce colegiu e acela care au 5% sau 10% grad de... Păi ne facem de râs. De absolvire a liceului și de... Eu știu... Da. Și atunci, ce spunem, ținem două clădiri mari cu cheltuieli, ținem atâția profesori cu cheltuieli când ei n-au norma de elevi? Potrivit primarului Nicolae Barbu, clădirile celor două licee necesită cheltuieli foarte mari din partea primăriei, cheltuieli care nu își au rostul din moment ce numărul elevilor care învață aici este extrem de redus. Dascălii nemulțumiți spun în schimb că nu vor lăsa lucrurile așa, iar în perioada următoare vor decide care sunt pașii de urmat pentru îndreptarea acestei situații deloc legală în opinia lor.